Iată că tinerii ăștia au venit cu niște public după ei și schimbă jocul și e foarte bine când jocul se schimbă. E foarte bine când poți să bagi în sală în România 500.000 de oameni sau 700.000 de oameni sau 300.000 de oameni sau 1.000.000 de oameni. Ai fi dispus să faci o transformare destul de mare, gen Christian Bale? Da, asta este o chestie care la noi nu prea există. Asta nu se regăsește în viața mea de actor, n-am auzit pe cineva. Cred că sunt unul sau două cazuri. Dacă oamenii vor să filmeze cu un aurolac, un om al străzii, e posibil să cheme un om al străzii la filmare. Okay. Da. Cred că este un mulaj de anus. Ai un sitcom preferat sau poți să ne zici un sitcom bun? Mă uit din când în când, mă reuit la... Salut, salut! Eu sunt Denis, m-ați mai văzut pe mine pe acest canal, Filme cu Denis, iar el este Cristi de la Ora de Film. Salutare! Astăzi avem pentru tine un interviu cu unul din cei mai buni actori din țara asta, și anume Șerban Pavlu. Probabil cunoașteți din Umbre, din Team Building sau din Clanul. Filmul în care el joacă se numește Klaus și Barroso și apare în 2024, la început, în ianuarie. El n-are un rol tocmai principal, dar este unul dintre personajele importante și care o să vă facă să râdeți 100%, 100%. Fără să mai stăm de vorbă, hai să dăm drumul la interviu. Salut, Șerban! Salut! Probabil toată lumea te știe deja, dacă nu toată lumea, majoritatea oamenilor te știe. Andrei Vazluianu, actor. Ce poți să ne spui despre personajul tău din filmul ăsta și dacă crezi că o să se regăsească cineva în el? Pentru că noi avem așa o idee cam... Cine ar trebui să se regăsească, nu o să se regăsească. Da, cel mai probabil, da. Dar ce pot să spun? Este un tip urban, de vârstă medie, pasionat de teorii ale conspirației și foarte prototipul vecinului băgăcios. Cam asta ar fi, în câteva. De aici și accesoriile astea de pe tine? Da, da, parte din, parte, da, dar nu sunt îmbrăcat. Sunt în costumul de la filmare. Și aia de la gât ce e? Ai idee? Aș putea să-ți spun, dar nu o să-ți spun. Ah, pentru ok. Că e... Da. Cred că este un mulaj de anus. Ok. Nu, glumesc. Nu știu, e un talisman. Al domnului, da. Pe care cum îl cheamă? Maximilian. Maximilian, ok. Și așa este aici și în film, Maximilian. Maxi. 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 Bun, pare un rol cel puțin interesant. Da, inedit. Da. De-aia mai fi curioși din rolul ăsta, care a fost cel mai inedit rol pe care l-ai avut, cel mai sau poate cel mai solicitant, un rol care ți-a rămas în minte? Cred că într-un fel sau altul toate au fost solicitante, nu știu să spun exact care anume m-a... Cred că e mai complicat, acum vorbim serios, să faci roluri care presupun o profesie foarte clară. Medic sau avocat sau și să ai în text bucăți de profesie, ca să zic așa, momente în care trebuie să te identifici cu profesia aia foarte bine, pentru că oamenii sunt foarte sensibili la lucrul ăsta, adică niciodată nu studiezi cum vorbește un medic sau cum vorbește un avocat sau cum vorbește, habar n-am, un șofer de autobuz, dar când cineva face pe șoferul de autobuz fără să vorbească ca unul, imediat îți dai seama și pare o construcție și, și chestiile astea, profesiile sunt de fapt foarte, nu e vorba neapărat de text, e vorba de a fi pentru câteva minute. Am fost consultați de un medic de când eram mici până acum și sunt poate câteva mișcări, nici nu le observi când se întâmplă. Zici, da, bun, a luat stetoscopul, dar când trebuie să faci chestia aia, descoperi că ea e de fapt produsul unei lungi experiențe și o sinteză de fapt de gesturi și de cuvinte care sunt rodul unei experiențe profesionale pe care tu trebuie să o reproduci după un studiu de, nu știu, câteva zile sau... Asta mi s-a părut mie foarte complicat. Mm-hmm. Și referitor tot la ceva de genul ăsta, ai făcut vreodată sau ai fi dispus să faci o transformare destul de mare, gen Christian Bale? Da, asta este o chestie care la noi nu prea există și presupun că e un paradox că în timpul școlii și
facultatea noastră, școlile din România, acum numai una singură, se axează în principiu pe teatru. Noi suntem produsul unor studii în teatru. Foarte puține cursuri de actorie de film sau foarte puțină actorie de film este predată, în sensul că cineva să compună, nu știu, un curs, un... Noi studiem la facultate teatru, 3 ani sau 4 ani, cum e acum. Și ceea ce m-a uimit întotdeauna este că împreună cu profesorii noștri, ai mei de pe vremea aia și cei de acum, referințele sunt întotdeauna în cinema, la cinemaul american, cinemaul care are în centru de multe ori o vedetă, care vedetă de foarte multe ori se transformă, trece prin aceste celebre transformări, se îngrașă, slăbește, face sală, suferă de foame, își lasă barba de un metru, trăiește cu maimuțele. Bun. Aici sunt două aspecte. Unul e munca asta a unui om de a se transforma, de a-și însuși o altă existență. Doi, lucrurile astea n-ar avea niciun fel de efect dacă respectivul actor n-ar fi o vedetă. Pentru că nimeni nu vrea să-l vadă pe... să vadă un anonim, un actor american anonim pe care nimeni nu-l cunoaște, cum s-a îngrășat 30 de kilograme sau cum a slăbit 40 de kilograme pentru un rol. Pentru că toate lucrurile astea sunt în raport de ceva. Toată lumea se nebunește să vadă cum Charlize Theron s-a transformat într-un monstru, cum Christian Bale s-a transformat într-un schelet ambulant, cum nu știu cine s-a transformat, George Clooney s-a îngrășat. La noi neexistând foarte bine în cinemaul autohton conceptul ăsta de vedetă de film, lucrurile astea nu se întâmplă, dar noi creștem în facultate cu gândul la aceste transformări teribile prin care trece un actor, realitatea fiind că în cinemaul european, implicit în cel de la noi, actorului nu îi se cere decât o autenticitate foarte mare și de multe ori dacă oamenii vor să filmeze cu un aurolac, un om al străzii, e posibil să cheme un om al străzii la filmare. Okay. Da. Și da, adică te formezi cumva, mi-aduc aminte nu știu câte discuții din timpul facultății cu, nu numai cu colegii mei, ci cu profesori care dădeau exemple. Cele mai celebre pe vremea erau încă aproape anii 80 și referințele erau Robert De Niro, care a fost un actor care a mers foarte departe în transformările astea, și alții din generația lui care... erau dați de exemplu, cum a făcut, uite, ce se întâmplă dacă va trebui să joci un... Păi o să te gândește-te, o să trebuiască să-ți lași părul lung, o să trebuiască să înveți să vorbești cu un accent. Pe dracu, asta nu se regăsește în viața mea de actor, n-am auzit pe cineva, cred că sunt unul sau două cazuri de oameni care, nu știu, au emulat un defect de dicție, un accent al altei zone. Până la urmă, la noi nu sunt dialecte, sunt niște accente așa, zonale, dar nu se prea face treaba asta. Dacă ai nevoie de un moldoven, e un moldoven. Dacă ai nevoie de un ardelean, e un ardelean. Dacă ai nevoie de un oltean, e un oltean. Da. Nu s-a potrivit chestia asta cu actoria de film de după facultate. Mm-hmm. E foarte interesant subiectul ăsta cu procesul unui actor de a trece de la teatru la film sau procesul unui actor de a apărea efectiv într-un film. În principiu, actorii din România, actorii generației mele, au învățat chestia asta de unii singuri. Da, nu prea... din mers. Mai. Da, repet, facultatea noastră, facultate, era o facultate de... Nu știu exact cum merg lucrurile acum, n-am o legătură cu facultatea foarte strânsă, dar se preda teatru, de fapt. Treceai prin niște etape legate de actoria de scenă. Da, și că tot ai adus vorba de filmul de la noi și de zona noastră și zona europeană, foarte multă lume blamează în perioada recentă, sau cel puțin de când am stat și eu să observ, calitatea, să zicem, filmelor românești în ultima vreme. Acum, cred că tu ești... dacă nu cel mai îndreptățit, oricum foarte îndreptățit să vorbești pe tema asta, pentru că joci în filme dinainte să ne naștem noi doi. Și aș fi curios ce părere ai tu de trendul ăsta în care se fac filme mai comerciale, dar care pe de altă parte aduc mult mai mulți oameni la cinema. Nu știu ce înseamnă blamează. Blamează calitatea în sensul acestei direcții comerciale? Da, la modul ăla. La asta te referi. Da, calitatea, imaginea și sunetul. Oameni care blamează filmele prea ermetice, prea de festival, prea puțin accesibile publicului larg, nu știu la care la cele comerciale, exact, că la noi se blamează
tot România, adică nu prea există ceva ce să nu se blameze. Deci dacă alea sunt prea de festival, astea sunt prea comerciale. Și mai ales că tu ai apucat să joci și în una și în alta. Deci da. Eu nu am, cum să spun, niște verdicte legate de subiectul ăsta, pentru că eu sunt un jucător, ca să zic așa, pe teren. Mm-hmm. Iau niște decizii în funcție de niște impulsuri de moment, nu am un... O hartă așa, da, pe care mă orientez. Cinemau nici nu se poate dezlipi de conceptul ăsta de piață și nici nu cred că ar trebui să fie desprins complet de conceptul de piață. Important este de unde vin banii și aici vorbim despre de multe ori de bani publici. Aici am o părere, da, eu consider că din banii publici, din fondurile astea de la CNC, este mai important să se urmărească realizarea unor filme așa numite de artă, de autor, niște filme care să țintească un nivel artistic mai ridicat, mai nișat, poftim, dacă vreți, așa numitele filme de festival, care sunt nu întotdeauna pentru festival, ele sunt gândite de niște oameni care încearcă să se exprime în felul ăla și cred că datoria banului public, dacă mă pot exprima așa, este să susțină acel tip de artă care nu se poate, asta se întâmplă peste tot în lume, asta se întâmplă și dau exemplu ăsta că nu am altul mai bun. În orice țară civilizată din lumea asta există niște muzee de artă unde niște tablouri exorbitant de scumpe, niște tablouri inestimabil sau alte lucrări de artă inestimabil de scumpe, sunt oferite publicului larg pentru că statul respectiv, da, dă niște bani, uneori chiar pentru achiziția lor, alteori pentru întreținerea, securitatea și așa mai departe, pentru ca dumneavoastră împreună cu familia să puteți duminică de dimineață să mergeți să admirați, nu știu, un Rembrandt într-un tablou sau un nu știu ce lucrare de artă contemporană, care costă enorm, nu ți-ai putea o permite nici măcar, cum să spun, un bilet la costul lui real, poate că pentru a vedea nu știu ce expoziție de artă contemporană, dacă ea n-ar fi subvenționată de stat, ar trebui să plătești 100 de euro biletul și asta nu se întâmplă. Cam așa e și cu arta asta, adică din punctul meu de vedere asta ar trebui să fie arta subvenționată, o dorință de a te emancipa intelectual și estetic, nu de a rămâne pe un palier al entertainmentului, pur și simplu, bă, mă duc să mă distrez, să dea statul bani să ne facă regizorii comedii. El există, pe de cealaltă parte, filmul comercial trebuie să existe, pentru că eu cred că din comerțul ăsta, la un moment dat, se va naște o linie de mijloc, așa, care va crește valoric. Lucrurile stau atât de rău încât atunci când s-a renodat firul, a trebuit să o luăm de jos, da, de la un tip de cinema accesibil și popular, exact, care să-și găsească resurse în a se autofinanța și asta, din păcate, se întâmplă de la un nivel mai coborât. Și accesibil pentru toată. A existat un gap de niște zeci de ani în care s-a tot desprins, publicul autohton s-a desprins de film autohton, ceea pentru majoritatea oamenilor filmele românești păreau așa o chestiune de neînțeles, urâtă de multe ori, plictisitoare, care nu e așa, răscolește niște amintiri sau niște realități de care cu toții suntem sătui și vrem să mergem la cinema, să ne simțim bine și să ne simțim vesel și să vedem niște femei frumoase, niște mașini mișto și să râdem. Da. Și probabil că asta se întâmplă cu filmele astea nou comerciale, să zicem așa, nou val comercial, care a luat-o mai de jos puțin, pentru că și-a găsit un public pe care a trebuit să și-l inventeze și asta s-a întâmplat datorită în primul rând online-ului și a apărut de nu se știe unde un public din online, de nu se știe unde pentru creatorii, cum să spun, confirmați de film și pentru vechile reguli. Iată că tinerii ăștia au venit cu niște public după ei și schimbă jocul și e foarte bine când jocul se schimbă. Da. E foarte bine când poți să bagi în sală în România 500.000 de oameni sau 700.000 de oameni sau 300.000 de oameni sau 1.000.000 de oameni. E și foarte important și speranța mea e ca în timp eforturile astea să ducă la o nouă poveste de dragoste dintre spectatorii din România și actorii din România.
sau realizatorii din România. Oamenii să înceapă să vină la cinema pentru că joacă cutare, pentru că vrea să o vadă pe cutare, pentru că e regizat de cutare, pentru că a râs la filmul lui cutare, pentru că îi plac filmele cu... Și sunt convins că dacă se renoadă povestea de dragoste, crește și nivelul ușor, ușor. Pentru că aici e o vorba de un sistem în care se cere și se oferă. Și da. Când va exista o masă critică de public care să vrea ceva mai bun, va apărea și acel ceva mai bun. Clar, da. Bun, noi acum la final, da, am vrea să facem un mini-joc, da, în care să spunem niște întrebări rapide, la, da, care răspuns da sau nu, okay, o alegere, o chestie. Da, nu, ieși afară. Da, orice, orice simți, okay, tu. Ok, și o să încep eu cu primele 5. Da. De câte ori mergi la cinema pe lună? Acum nu mai merg deloc, pentru că am prea multă treabă. Ok. Ai un sitcom preferat sau poți să ne zici un sitcom bun? Mă uit din când în când, mă reuit la Seinfeld. Sunt genul ăla de om. Și am, sunt un mare, mare fan Key & Peele. E un, da, cuplu comic. Nu e neapărat sitcom, dar ce fac Key & Peele mi se pare extraordinar de funny. Ok. Ți-e frică de moarte? Da, foarte tare. Ok. Ce remediu ai pentru Mac Mureal? Junk food. Foarte bun. Și alege între ski și bicicletă. Ski. Ok. Bun, o să continui. Dacă nu erai actor, erai... Terminat. Un regizor străin cu care ai vrea să lucrezi, viu sau mort? Woody Allen. Cât ai stat cel mai mult la o zi de filmare? 16 ore. Wow, ok. Prefer să ai loc de improvizație sau să urmărești scenariul cuvânt cu cuvânt? Prefer să urmăresc scenariul, pentru că oricum improvizez, uh-huh, la un moment dat. Ok. Și dacă te vezi jucând la Hollywood? Nu. E foarte interesant răspunsul. Și acum am mai avea două întrebări, te mai reținem 2-3 minute dacă se poate. Noi avem o curiozitate, știm că ai copii. Și care sunt trei filme pe care ai vrea să le vadă copiii tăi? Fie acum, fie atunci când o să mai crească, care ți se pare esențial? Cred că e o listă mai lungă. Nu am așa filme. Sunt un mare fan, ca atâția alții, al lui Big Lebowski. Și mi-ar plăcea să-l văd la un moment dat și să râd cu copiii de Big Lebowski. Există un documentar, Shoah, se cheamă, despre Holocaust. Da, despre Holocaust, și mi se pare extraordinar de... Adică aș vrea să-l vadă și să poată să înțeleagă. Și... Le Triplets de Belleville e o animație foarte, foarte, foarte mișto. Le Triplets de Belleville, care... Cred că o să-l vadă foarte curând. Ok, super. Mulțumim mult de tot. Okay. Îți mulțumim. A fost o onoare. Mersi, doamne. Și succes în continuare. Mersi. Mulțumim mult că v-ați uitat. Pentru noi a fost o mare bucurie să avem acest interviu și sperăm din suflet că v-a plăcut. Și dacă vă plac interviurile de acest tip sau tipul ăsta de videoclipuri, puteți să lăsați la comentarii, eu știu, întrebări, ce vreți să mai știți de la actorii români sau cu ce alți actori români ați vrea să mai luăm interviu. Pentru că putem să facem chestia asta, putem să încercăm, așa că orice idee aveți, o așteptăm la comentarii. Până una alta, pe noi ne găsiți pe TikTok, pe Instagram și chiar și pe YouTube, Filme cu Denis, Ora de Film, și sperăm că v-a plăcut. Vă așteptăm și data viitoare. Până atunci, la revedere.